În această lecție voi prezenta ridicarea la putere cu exponent natural a unui număr natural. Am văzut încă din clasele mici că în loc de a scrie 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, este mai comod să scriem 4 ori 5. 4 ori 5. Transformând astfel adunarea repetată a mai multor termeni egali într-o altă operație, cea de înmulțire. În mod asemănător, s-a convertit că în loc de a scrie, de exemplu, 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2, să câte doi avem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, este mai simplu să scriem 2 la puterea a 6. Transformând astfel în mulțime repetată a mai multor factori egali într-o nouă operație numită ridicarea la putere. Ridicarea la putere. La putere. Ridicarea la putere. Bun, deci practic 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 6 ori, avem 6 factori, egal cu 2 la puterea a 6. Spunem că numărul 2 este ridicat la puterea a 6. Voi scrie separat o observație. Avem 2 la puterea a 6. 2 se numește bază. 2 se numește bază. Bază. Iar 6 se numește exponent. Exponent. Avem bază și exponent. Vom da și definiția. Fie A și N două numere naturale cu N mai mare sau egal decât 2, produsul a N factori egal cu A se numește puterea a N-a a numărului natural A și se notează cu A la N. Deci, practic, A la N este A ori A ori A ori puncte puncte ori A cu N factori. Adică avem N de A. Haideți să luăm câteva exemple simple. Să vedem cât înseamnă 2 la puterea a 3-a. 2 la puterea a 3-a înseamnă 2 ori 2 ori 2. Este egal cu 2 ori 2, 4, 4 înmulțit cu 2, 8. Cât înseamnă 3 la puterea a doua? 3 la a doua înseamnă 3 ori 3, care este egal cu 9. Cât înseamnă 3 la puterea a patra? 3 la puterea a patra înseamnă 3 ori 3 ori 3 ori 3, cum putem calcula mai ușor? 3 ori 3 înseamnă 9, iar 3 ori 3 de aici înseamnă tot 9. Și avem 9 ori 9, adică 81. Mai departe, vom discuta despre regulile de calcul cu puteri. Fie A, M și N numere naturale, atunci A la M ori A la N este egal cu A la puterea M plus N. A la M împărțit la A la N este egal cu A la puterea M minus N, unde M mai mare sau egal cu N, fiindcă trebuie să avem putere număr natural, și A diferit de 0. A la M totul la N egal cu A la puterea M ori N. A ori B totul la M este egal cu A la M ori B la M. Și A împărțit la B totul la M este A la M împărțit la B la M, unde B este diferit de 0, fiindcă nu avem voie să împărțim un număr la 0. Să vedem și câteva exemple. A la M ori A la N, hai să vedem. Pentru prima regulă, 2 la a 3-a înmulțit cu 2 la puterea a 5-a este egal cu 2 la puterea 3 plus 5 este egal cu 2 la puterea a 8-a. 2. Să luăm 2
la a cincea împărțit la 2 la a treia. Este egal cu 2 la puterea 5 minus 3 este egal cu 2 la puterea a doua. Pentru a treia proprietate, 3, 2 la a treia, totul la a patra. Este egal cu 2 la puterea 3 ori 4 este egal cu 2 la puterea a 12. 4. 2 ori 3 totul la puterea a doua este egal cu 2 la puterea a doua ori 3 la puterea a doua. 5. 7 împărțit la 2 totul la puterea a treia este egal cu 7 la a treia împărțit la 2 la puterea a treia. Prin convenție, vom spune că 0 la puterea m este egal cu 0, oricare ar fi m aparține lui n stea, mulțimii numerelor naturale nenule, adică fără 0. 1 la m este egal cu 1, oricare ar fi m aparține lui n. Iar cazuri particulare avem așa. A la 1 egal cu a, oricare ar fi a, aparține lui n. De exemplu, 2 la 1 este 2. Sau 3 la 1 este 3. Hai să și scriem 3 la 1 egal cu 3. 7 la puterea 1 egal cu 7. A la puterea 0 este egal cu 1, oricare ar fi a aparține numerelor naturale nenule. De exemplu, 3 la puterea 0 este egal cu 1. 5 la puterea 0 este egal cu 1. Atenție mare, a-ul trebuie să fie diferit de 0, fiindcă vom spune că 0 la 0 este o operație fără sens. Aceste operații fără sens se vor trata în clasa 11-a la analiză matematică.